interese, pentru liniștea și ordinea publică. În rest, mi-a zis fata și nevastă. Stai, Doamne, ar trebui liniștit, ce-ți trebuie hotărâul? La partidul lui Mătă. Acum dormeam, ieșeam pe acolo, pe la UPG, erau fetele la plimbare, ieșeam, plăteam ochiul. Da, ați ieșit la pensie? Deci sunt din 2016 ieșit. Oho. 7 ani am stat cu minte și când am văzut-o pe aia mică, pe nepoată mea, m-a luat capul, măi nene. Păi sunt din 67 născut. Ești de-o seama cu mine? Așa. Păi e posibil până la 65 de ani, păi să puteam să mai muncesc și eu ceva, ca să mai fac și eu niște bună, să-i mai ajut și eu, nu? Păi și dacă tot a picat asta cu să vă scoată la pensii, nu? Nu, ok. Dar pe lângă aia, aș fi putut să mai fac și altceva. Păi și acum nu puteți să vă angajați la un privat, fără... Am făcut atestat de bază, am luat adeverință de la gruparea mobilă, execut orice misiune, ce face jandarmeria acum? Eu pot să mă duc, de exemplu, ca însoțitor la George Simion, cu adeverința pe care o am. Ok, nu? Pentru că sunt militar. Da. Am dreptul de portar, mă duc la psihologie, la psihiatrie. Acum am făcut... medicina muncii, domnule. Am fost la medicina muncii să mă angajez la generale. Uh-huh. Pe transport pe... Da, da, da. Și când l-am sunat pe ăla, colegul meu, pe ăla l-am instruit eu. Și când l-am sunat ca să mă angajeze, nu mi-a mai răspuns la telefon. Și polițistul care a fost la secția 4, la TF, la TF, la Sud. Că altfel dacă n-avea un om de cum să spun, cu circulația trenurilor, ca să știe mișcarea, ce înseamnă serviciul ăla. El nu putea să facă fără 1-2 din aia. Și acum când l-am văzut, ăla mă întreabă ce ești în stare să mergi la Ucraina. Păi merg și mă duc până în pânzele albe, nu? Ce să faci în Ucraina? Tată, păi, dar el chiar face treaba asta, pentru că face pază însoțire vagoane. Și are ceriale, are... Ai înțeles, Lucian? Deci eu când m-am dus la el, eu știam ce activitate are firma lui domnul. Da. Ok, ce vorbesc? Păi eu mă duc la pușcărie ca prostul. Păi. Nu trebuie să fiu documentat? Eu? Că păi el îl doare în bască. El își face banul și la revedere, nu? Da. Haideți, domnule, să fim serioși. Păi. Și vedeți? Cu dumneavoastră m-am întâlnit acum. Da. Sunt coerent? E ok? Da, să mă sacă. Asta e tocmai asta e și treaba. Dacă nu e încredere și așa, păi ce treabă să ai cu unul care nu te cunoaște de sub nicio formă? Dar ăla care l-am crescut eu, când este vorba, ca să-mi spună de prima dată, bă, nu e loc pentru tine, da, nu mai mă trimitea să fac vizita medicală, ba dimpotrivă, la ce a găsit m-a trimis și la contraexpertiză, la un alt psiholog independent. Vai de capul meu, Lucian. Știi cum? Al doilea psiholog independent lucra cu nevastă mea la județean. A sunat pe șeful nevastă mea, ea mă intervieva pe mine să fac testul acolo. Și zice, ia uite ce spune soțul tău. Vorbea cu nevastă mea. Ia uite ce spune soțul tău. Este ok ce vorbește? A dat pe speaker. Și da! Când a auzit aia, păi, dacă ele lucrau împreună, aia psihologă și ea infirmieră la nefrologie. Păi dacă lucrează împreună, nu se cunosc, nu. Ok. Și bă, rog, mi-a spus, domnule, sunt om normal și rațional. Terminați cu prostire. Ai, ce țară am făcut, o țară ca afară, fraților. Puii mei. A fost ziua copilului. Da. Bine, cât puteți să dar nu era la nu știu dacă poate să mai fie poliția. Păi nu știu, nu am ajuns să zic și la sede. Stai dracule, cu copii. Colegu,
cu mine.